Nemulțumiri printre reprezentanții teatrului Eugen Ionescu. Aceștia îl acuză pe ministrul culturii Boris Focșa că este o marionetă, că tot e la modă expresia, în mâinile unor alte persoane. Mărul discordiei ar fi scaunul de director al teatrului. Domnul ministru a spus că într-o zi, el, în baza legii acesteia, va desemna prin ordin în postul de director pe domnul Butnaru și nu va fi niciun concurs. După care, da, bine, a decis domnul ministru să anunțe acest concurs, dar de ce nu ne-a pus la curent și pe noi că a luat această decizie? Și de ce a trebuit să o tergiverseze timp de 2 săptămâni sau 3? A trecut o lună până când a anunțat acest concurs. Asta e problema. S-a pus sub semnul întrebării faptul că la etapa a doua a concursului a participat doar o singură persoană, ceea ce nu este concurs. Și ne expunem voința întregului colectiv că vrem ca această instituție să fie condusă de persoana respectivă. De ce nu este acceptată? Care e motivul? Vreau să știu motivul. Nu am nevoie de acest post. Este cazul care denotă că și cultura este viciată, așa cum este viciată întreaga viață politică. Indignat la culme de situația creată este Val Butnaru, cel care este susținut de colegii de breaslă pentru postul de director al teatrului. De cealaltă parte, reprezentantul ministerului infirmă acuzațiile. Eu consider că nu este nimic grav. Acest concurs care a fost demarat, trebuie să recunosc că a avut multe carențe de procedură, fapt care a fost depistat de către serviciul juridic al Ministerului Culturii. Ministrul Focșa este o marionetă, el nu ia deciziile de unul singur. Din păcate, scandalurile dintre părți ar putea afecta și pe consumatorii de teatru, pe spectatori. Ceea ce ne dorim noi toți este teatru de calitate în Republica Moldova. Ca artiști talentați avem. Nu uitați că cea mai bună cale este cea de mijloc.